Prietenii mei, bună dimineața! Cu poftă de viață și cu poftă de mâncare suntem pe ei. Uitați cum stau aici vinurile, șampanile, Memento, Barolo. Ăla e bun, Barolo. Din câte ții minte, am mai băut Barolo și e bun. Sprignone. Faine, faine. Și uitați cât de foarte frumoasă locația. Buongiorno, signore. Buongiorno. Foarte frumoasă locația. Nu mă uitați-vă la tablourile astea. Am să zic cum s-a uitat. Uitați-vă la tablourile astea, vedeți? Ieșit în relief. Mi-au zis de aici, foarte scumpe. Eu stau așa, întreb. Uite, Tratiand. Tratiand. Pictat de Tratiand. Fiți atenți aici, cum așteaptă italienii. La noi în țară nu-ți dă nimica de genul. Nu-ți dă nimica de genul. De ce? Ca să nu te înfunzi. Dacă te înfunzi de biscuiți și saleuri, nu mai comanzi felul 1, felul 2 și desert. Nu mai zic de aparatul de cafea. Marmură. Pe aici, o noapte de stat aici, cât ar plăti alții chiria pe o lună în București? Păi de pedală, mă. Extraordinar de frumos. Nu mă pot plimba pe aici să vă arăt din cauza faptului că nu am masca la mine. Și ni s-a zis că, bă, să nu umblați pe aici, că problem, big problem. Big problem. Dureze cu zic plita electrică. Nu, nicio problemă. Bă, aici, bă, 21 de ani am muncesc. Am întrebat de cât timp ești aici? De câteva luni, 21 de ani. Nu, așa îmi place mie, prieteni. Uite, mic dejun, bogat, frumos. Ouă legal, bine, cu un așa se întinde. Cafea. Tot înseamnă că mânca bine, dacă mă întinde. Cafea, cafea. Prune la digestie. Iau. Tot. Capitano, una buona giornata. Sănătate mai bine. Sănătate, Doamne ajută, și să ne mai vedem cu bine. Ok, mersi. Doamne ajută. Ce spătosei, mă, acolo, așa, mă. Ce aici am mâncat, ce aici? Aici am făcut chef, fratelor, aseară. Îți dă românii biscuiți înainte să... Ce-i acolo? Ne uităm dacă nu. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Numai Samsung-uri au ăștia. Pianul-i pian. Țiți. Ce-a din ăștia? Pâine pulieze. Prieteni! Nici nu știți unde mă aflu. I-ați auzit vocea și o recunoașteți dintr-o mie. Sau nu? Ia uitați cu ce mă așteaptă. Ia uitați cu ce mă așteaptă. Să vedem, papac. Voi o brâmpeați. Numai mortadelă vă dăm pe față. Vă pun din fiecare pâine. Și pune și așa. Da. Tot timpul așa era. E tot timpul așa. Deci dacă are... Tot. Îi vine să pună pe masă. Ia uitați. Măsline. Mici. Făcute naturale, mâncați-le. Din grădină, de aici. Păi din grădină. Măsline din grădină aici. Nu că... Uite, ardei. Nu capia, cum mâncați voi. Nu mai mă bag în sucuri, apă de izvor. Sirop. Siropuri. Da. Eram în zonă, prieteni, și... Pâine de casă cu 4 cereale, dacă vreți să gustați, am făcut-o ieri. Făcută de aia, bă, nici la fel pitar nu arată așa pâinea. Puha, bă! Este turtă dulce. Turtă dulce mâncat. Am mai fost data trecută, dar... N-am poate nu intrați. Poate nu intrați. Intră pe mihai.net, poate nu intrați. Am mai fost data trecută, dar fiind în grabă și așa, trebuie să luăm pe alte direcții, dar de data asta am scăt. Mă bag prea. Foarte bune astea. Apă de casă cu măsline negre. Ia. Bun așa. Pisă. Cu măsline negre de casă, făcută de casă, cu 4 cereale și cu 3 feluri de semințe. Ia-o până așa, mănâncă. De casa Deli sau de casa... Făcută de mine în casă. Făcută de mine. Parcă chiar e pe tânduce, numai picioare bună. Bună, de tomă. A fost azi dimineață la Mercato.
Aici în fiecare săptămână se face piață, cum ar veni. Vineri. În fiecare vineri se face piață. Și astea sunt foarte naturale, frate, nu-ți dai ce găsești. Asta e ca și o focaccia, era pe deasupra rozmarin, dar a căzut rozmarinul. Să vedem. Tot din aceeași pâine am făcut și o focaccia. No. Vă ce dați seama câtă pâine face, numai ce pâine. Ce-a rămas de la noi ieri seara, că am mâncat mai mult de jumate. Nu mai zic prăjituri, stai să vă arăt și prăjiturile pe care le face. Da, aici v-am lăsat două porții de prăjituri. Tu ești prăjitura mea, parcă. Am postat pe grup prăjitura asta, dar trebuie să mi-o cerut rețetă, trebuie să scriu rețeta. Tu zici că e negresă, de aia. Foarte, foarte bine. Ea știe să facă bune prăjiturile și mâncarea. Și are răbdare. Ăștia de aici sunt gogoșari puși de mine pe iarnă, natural, fără să fie fierți. Deci așa făcuți. Să vedem. Poftă bună să vedem. Să vedem. Tu ești gogoșarul meu. Tu ești gogoșarul meu. Să vezi fructele de mare ce bune-s de aici, da. Când vine cu aie, capul meu. N-am mai mâncat așa fructe bune. Știi, pac, pac, că îmi luai tot timpul de alea. Fructe de mare. Fructe de mare. De alea ce cumpăram de la mercat. E, gamber. Eu știu, dar am uitat să spun. Nu, nu zic așa. Ziceam că-s bune și alea. Dar știu, dar vezi că tu ai zis nu pregăti nimic și... E, nu m-aș zic așa, că... Nu, zic ca dialog cu... Cu haita, mă. Am cumpărat brânzeturi de capră, că știu că-ți place. Știe că-mi place lapte de capră. Foarte bun. Vă las să pot mânca. Sirop de soc făcut de mătușă mea. Eu, scuzați-mă, uitați aici, au rămas... Uitați, bolul cu vitamine. Nu. Unde să-l pun? Aici, în loc de... Așa. Și un pic de sare, nu trebuie să bată și sare. Băi, mă să le la trap. Ha, 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 ha. Ha, ha? Bă, ce bun și ăsta. Bune, mă. Bune, mă, naturale. 7 lei. Uite, mă, mănânci castravete, gust de castravete, de roșie. La noi în țară zici că... Plastic. Fals te roșie. Și uite roșia cum arată. Asta e din grădină de la tine, Deli? Nu. Da, bune. Gogoșarii azi din România. Eu cumpăra iarna. Da? Da, da. Foarte bun. Are și grădină în spate. Ce plantezi acolo? Că nu mai știu. Pe am plantat. De tot, așa? Ardeiuț. Și ardeiuț. Vreți ardeiuțe? Eu nu, ia, vrei? Să mă duc să-ți no, mă duc. De ce nu se închide asta? Ce-mi place. Opa. Uite diferența de... Italia și... Da, ce caro, bro. Dă-i o contră, dă-i o contră cu așa. Îi dau contră, cu contră. A doua voce. Uite ce înseamnă parizelul la italieni. Cu pistachio, cu fistic. Cu fistic în el. La noi ce parizel este? Cu ghiare de pui și maxilar de porc. Și cal de abator. Și cal de abator, exact. Nu vă mai bag în salam. Nicu, să rupe salamul. Uite. Nici nu-l poți lua. Nici că e pe mâna porcă. Uite. Șoara puțului. Da, mamă, ce ți-am făcut de piramide. Piramidele mâncau. Măslină, măslinea. Cine este viața ta? Uite-mă câtă. Deci numai după asta nici. 7 feluri de pâine, dar ce bun. Asta e bună, din numai. Zic că e cozonac asta, să mănânc. Foarte bună asta. Și eu tot de aia mi-am luat. Din sud le primește domnul ăla din piață. Ce pâine o conată. Foarte bună. Asta e din secară. A 8-a. Din secară. A 8-a. Al 8-lea rând de pâine. Să vedem, pac, pac. Cine-i multicerealul meu? Bună, Nic. Auziți numai. Au, auziți. Bună, puha, bă. Bă, numai pâine. Hai, parcă numai pâine ți-ar veni. Nu știu dacă știți, dar mătușa mea, adică știți, mă, că are poțiuni, fac, nu, ăsta nu face, da? E un fel de șaman. Nu e adevărat. E un fel de șaman, pic. Tu ești șaman, mă, pac, să văd. Nu-s șaman, mă ocup de aromoterapie. E regele șaman, care știți de pe Cartoon Network sau tipul unde era. Nu, mă ocup de aromoterapie, vorbește prostit. Deci, acum, lăsând gluma la o parte, e chiar foarte specializat în toate chestiile astea și uitați cât e... Câte poțiune ai, eu le zic poțiune. Uleiuri esențiale nu mă face de rușine. Eu le zic poțiune. Observ, uite, ăsta ce ți l-am făcut ție cadou, Loyalty, ți-amintești?
Deci, știți cum sunt astea? Tratamente, adică pentru orice afecțiune, e câte o combinație de... Astea sunt toate amestecuri. De aromă. Blenduri. Astea sunt amestecuri. Amestec într-una, da. De astea e amestec? Astea, deja eu le-am pus pe categorii. În cutia asta am amestecurile. Gândești că-s doze steroide. Aici am uleiurile simple. Eu le-am aranjat frumos. Auzi, știți cât costă una de asta? Depinde, și 10 euro. Astea mai simple, 10-12 euro. Nu costă. Și celelalte complicate? Cele compuse? Compuse. 30 de euro. De trandafir, stai să-ți arat, costă 225 de euro, stai să-ți arat. Du-te! Da. Deci nu mă plic. Da, 125 pe sticluță de aia, dar ce? Aia pentru ce? Trandafirul are cea mai înaltă vibrație. Nu mă plic să-l găsesc. Vă vibrează. Ia, corpul vă vibrează, sufletul. Da, unde l-am pus? Aia că nu mai știu unde l-am pus. Ioi, 200 de euro. Unde l-am pus? Palo Santo. Poate Palo Santo ăla e... Nu mă pică, trebuie în ceva safe, 200 de euro pe sticluță de aia. Nu, nu am pus. Mai scumpă decât chihlimbarul mâncat. Nu mai știu unde l-am pus. Nu-i pe aici. Nu. Astea dubliurile că... Nu, oricum. Uite aici. Pentru tratament de aromoterapie, se numește Feelings. Pentru... uleiuri biblice, cele mai prețioase uleiuri. De pe vremea lui Mahomet. Nu, de pe vremea lui Isus. Lui Isus, că suntem ortodoxi. Credincioși. Vanilie, să facem prăjituri. Adică astea se pot folosi și ca aromaterapie, aromoterapie, dar se pot pune și în alimentare. Și în inter. Inter. Da. Și pentru orice fel de afecțiune. Da, 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 da. Da, deci am... Transmite acum ceva pic. Dacă... Da, deci am cărți... Deci fiți atenți că e reprezentantă... Young Living, am cărți de aromoterapie. Ea, nu numai că face... Și eu fac tratament după persoană, pentru că sunt specializată în radioestezie și după persoană verific care ulei e bun. Adică cu pendul, cu energie, cu... Uite că am găsit trandafirul! Să văd șamanul meu! Trandafirul, deci asta are 225 de euro. Stai să dau o gură, să beau 225 de euro. Dar fii atent, Livian. Deci aici 10 de kilograme, 10 de kilograme de petale de trandafir. Bă, parcă a miere miroase. Mamă, chiar miroase, bine jur. Deci asta mi l-am făcut mie cadou de ziua mea. Bravo, foarte bine. De fapt, Marianu mi l-a făcut cadou. Foarte bine, parcă miere miroase. Nu. Nu, deci dacă aveți probleme de sănătate și chiar... Avem un grup pe Facebook, Fidelity Young Living, și acolo se vede... Vă atașez eu detalii. Da, adresa mea de mail, nu de mail, de... Ce adresă propriu? De Facebook, nu Facebook. Da, de pe Facebook. Contul meu de Facebook. Adică acolo puteți să luați contact. Uite, și aparat. Și ăsta e un aparat... În care se face fără apă, deci se pune aici sticluța și se face direct aromoterapie timp de 20 de minute. Glade microspray. Nu, ăsta tu nu-l ai. Deci ăsta e un aparat de aromoterapie care utilizează exact uleiul esențial. Arată-le butoanele. Fiți atenți că te reglajă. E chiar foarte serioasă treaba asta și să știți că și mie mi-a făcut foarte, foarte mult bine când am fost răcit. Nu m-am băgat, că eu nu știu să fac ei în Italia, o să acasă, îmi zice. Nu, eu îi dau tratament. Ea îmi dă tratament, pune aia, combina aia, pe vă dați seama cum fac eu. Băf, băf, băf. Da, una peste alta, sunt chiar foarte bune. Deci uite, ăsta e un spray de gât, când te doare gâtul, te spreie. Sau ăstea, electroliți. Când mă doare sufletul, pac, pac, cum? Cu ce mă spreiesc? Îți dau eu alt tratament. Electroliți, 2 ml pe zi. Pentru ăștia care merg la sală, vedeți că avem nevoie de electroliți și nu-s de aia... Cine e foarte stresat este blendul Stress Cine Away. Cine e foarte stresat, marihuana? Nu, Stress Away. Și ce mai avem, papac? Mai avem foarte multe, deci... Oricum, dacă sunteți interesați și vreți să urmați o cale mai naturală și... Deci eu am început cu kitul ăsta, care l-are și mama ta. Bineînțeles că
Acum aici sunt alte uleiuri puse. Deci numai din abala și din astea vă puteți da seama cât de serioasă e treaba, că nu sunt din astea de 2 lei. Nu, deci e tot... Gândești că e aur. Nu, deci pentru orice afecțiune este tratament cu uleiuri esențiale. Cum s-a îmbrăcat, mă, Shaolin-ul meu, mă, tătătăt în mov. Să-l văd, Shaolin-ul meu, să-l văd. Da, contactați-o, dacă aveți. Deci mătușa mea e singura persoană cu care pot să mă exteriorizez, să fac pa, să mă prostesc cum ar veni, că am să ne secundă, mă lasă, n-are nicio treabă, vorbesc numai lemne. Ea mă înțeleagă ce vorbește, așa zic când îți mic, așa-i pac-pac. Da. Ce e, mă, pac-pac? Du-te, fă aromaterapie. Nu mai fac, că mai ia somnul de la aromaterapie. Vă las, prietenii mei. Uite că am ajuns, Doamne, ajută și la... Deci asta e pendulul de la radioestezie cu care verific uleiurile pentru fiecare persoană. De la proprie de mine o ia razna pendulul. Crapă! Asta e pentru ca să respiri foarte bine. Breathe again. Bun. Așa, asta te dai așa ca și mirul. Da, te dai pe aici, așa. Pune pe... Și aici la gât. Ăsta e poppings. Poppers, care știe... Ce-i lupat, tu știi ce e ăla Poppers? Sau cum să numea, știi? Ăla de bulani, ce le iau bulani. Nu știu, nu... Poppins, Poppers, nu știu, nu folosesc așa ceva. Una peste alta, prieteni. Shaolin-ul meu, uite, no, uite cum mi-a făcut, mi-a dat, uite cum mi-a sărit jurița. Bă, mi-a dat de două ori și unii deja, puf, a luat-o în dungă. Vă pupăm. Hai să mergem sus să facem un TikTok. Îți blocat pe TikTok. Eu cu tău. Patău? Aia, nu, da. Bine. Mă duc să fac TikTok-uri.